Toată lumea pentru? Împotrivă? Abținere? Ok. Dau cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. La ședința de astăzi avem 7 proiecte de ordine de zi. Și anume, 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Deci va alege astăzi un nou președinte de ședință care va conduce ședințele acum pe perioada de 3 luni. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Caș de sub Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea ASCL numărul 54, 21/2014, privind solicitarea către Guvernul României a trecerii unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Apele Române în administrarea Consiliului Local al Comunei Caș de sub Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru obținerea avansului la investiția modernizarea drumului de interes local în Comuna Caș de sub Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru modernizarea drumului de interes local în Comuna Caș de sub Bacău. Cu acordul dumneavoastră, propunem suplimentarea ordinii de zi cu proiectul numărul 7 și anume proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Da. Ok. Vă rog să alegeți un președinte. Să vă... propuneți. Fac eu o propunere? Da. Da. Eu îl propun pe domnul Roșu Constantin. Mai e o propunere? Mai aveți? Nu mai aveți. Sunteți de acord? Da, da, da. Deci, nu e nimic să ducă, da? Pe 3 luni, da? Da. 3 luni, da. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să conduc lucrările ședinței noastre în conformitate cu normele legale. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, ceea ce aș fi făcut-o. Și să începem cu primul proiect. Primul proiect privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cașii pe anul 2017 la venituri cu suma de 1.820.000 lei și la cheltuieli cu suma de 1.820.000 lei. După cum urmează. Capitolul 1802 alte impozite și taxe cu suma de 39.000 lei. Capitolul 4802 prefinanțare cu suma de 1.781.000 lei. Articolul 2. Cheltuielile bugetului local în suma de 1.820.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 65, învățământ, cu suma de 8.000 lei. Capitolul 84.03, drumul și poduri, cu suma de 1.812.000 lei. Articolul 3, prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Cașin și compartimentul buget contabilitate venituri cu și agenții publice în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei. Articolul 4, compartimentul buget contabilitate venituri și agenții publice va aduce la deplinire prezenta hotărâre. O să vă citesc eu expunerea de motivii a primarului, care e mai detaliată. Și anume, susținătorul Zoroi Daniel, primarul Comunei Caș, și o donator principal de credite, propune rectificare de bugetul local cu suma de 1.820.000 lei, atât la venitul cât și la cheltuieli, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 1.820.000 lei, astfel. Capitolul 1802, venitul din alte impozite și taxe cu suma de 39.000 lei, Capitolul 4802, prefinanțare cu suma de 1.781.000 lei, avansul acordat de către AFIR la proiectul de investiții modernizare drumul de interes local în Comuna Caș de sub Bacău. Deci suma de 1.781.000 lei este avansul care îl dă AFIR-ul. Bani care vor intra în bugetul Comunei Caș într-un cont special. Cont în care nu poate să aveți și niciodată acolo decât cheltuiala eligibil la proiectul. Deci, în banii ăștia nu se poate cheltui nicio sumă în altă parte. Este un cont care se deschide în care o măsură europeană, se deschide un cont anume. Contul ăla nu există decât bani la Uniunea Europeană și pleacă acolo bani spre decontări pentru acel proiect. Se majorează cheltuielile cu suma de 1.820.000 astfel. La capitolul 65 învățământ, cu suma de 8.000 lei, reprezentând sumele recuperate în urma controlului Curții de Conturi. Deci acolo 8.000 de lei sunt sume recuperate din deplasări și de la grupul sanitar de la școală, acolo a fost un elev, unde s-a impus o sumă costul. Și acești bani, 1.000 de lei, vom face iar venit la un contul școlii. Capitolul 8403, drumuri și coduri, cu suma de 1.812.000 lei, pentru plata comisiunii garantare scrisoare emise de FNGCIMM și plăți pentru investiția modernizare drumului de interes local în comuna Cariu de Bacău. Pentru avansul ăsta, care l-am spus mai înainte, de 1.781.000 lei, îmi trebuie scrisoare de garantare de la FNG, FNG, de la Fondul de Garantare a Statului, scrisoare de garantare care nu ne dă degeaba, noi trebuie să dăm lor o sumă de 30.000 lei, cam așa. O să ajungi acolo, și o să vă spun ce sumă îi dăm pentru a garanta acest avans, noi trebuie să-i dăm o sumă de bani. Sumă de bani care nu o vom mai recupera, vor rămâne la fondul statului. Dar în toată perioada asta, doar fie se întâmplă ceva, ei garantează această sumă. De 1.440.000 de euro, cum așa ceva. Bine, în total. Așa se face la fiecare finanțare europeană, când se cere avans, trebuie scrisoare de garanții din partea fondului garantare. Altfel nu-ți dă avansul. Da. Mai aveți timp completat? Raportul de avizare. Da. Raport de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de legea Administrației Publice Locale nr. 215 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiectul 2, privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Cariu de Bacău. Având în vedere că avem un nou șef CBSU, trebuie făcută această reorganizare. Practic, el este șeful serviciului, este să rămână aceea structură. Și anume, articolul 1. Se aprobă reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de categoria 1 în subordinea Consiliului Local al Comunei Cariu de Bacău. Articolul 2. Serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Cariu de Bacău este condus de un șef serviciu încadrat pe funcție profesionist în domeniu. Articolul 3. Serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Cariu de Bacău este încadrat un număr de 32 de persoane, din care 32 de voluntari, după următoarea structură. Articolul 3.1. Un compartiment pentru prevenire cu un număr de 10 specialiști pentru prevenire care au ca principală atribuție prevenirea apariției stărilor potențial generatoare de situații de urgență pe întreg teritoriul sectorului de competență stabilit astfel. Articolul 3.1.1. Pentru instituții publice și operatori economici din subordinea Consiliului Local un specialist. Articolul 3.1.2. Pentru 200 de gospodării un specialist. Articolul 3.2. O formație de intervenție având un număr de 21 persoane, din care 21 voluntari, constituită în vederea limitării și înlăturării urmărilor situații de urgență pe întreg teritoriul sectorului de competență fiind compus din articolul 3.2.1. Un șef, formație, intervenție. Articolul 3.2.2. Echipe specializate compuse din articolul 3.2.2.1. Una echipă specializată pentru intervenție în caz de incendiu, una echipă specializată în domeniul înștiințare alarmare, una echipă specializată în domeniul evacuare, una echipă specializată în domeniul sanitar. Articolul 4. Componența nominală a membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență a Comunei Cariu, județul Bacău, dotarea echipei specializate pentru intervenție în caz de incendiu, precum și a celor 4 echipe specializate, se va face prin dispoziția primarului Comunei Cariu, județul Bacău, în termen de 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri a Consiliului Local al Comunei Cariu, județul Bacău. Primarul Comunei Cariu, județul Bacău, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Să știți că de acum 2 ani, ce am făcut pentru cei care fac parte din voluntari, cei 32 de voluntari, i-am asigurat. I-am asigurat primăria, i-am asigurat. În fondul primăriei i-am asigurat, au asigurare de viață, de accidente, vor fi despăgubiți. Acum, pretenția mea este, în momentul când vă dați dispoziția cu dotare și mai departe, dacă nu colaborează, o să-i excludem automat și aleși alții. Deci au un avantaj. Este o asigurare destul de bună, zic eu. Este o asigurare destul de bună, nu e extraordinar de mare cum fac alte asigurări, dar dacă o știu în picior, de exemplu, îi dă un 2-3 de lei asiguratorul, în caz la o intervenție, zic eu, sau ai un accident, el va fi despăgubit, chiar și la deces. Așa că nu-i chiar degeaba cum era până acum, mulți vreau o scutire la impozit. Nu era mare scutire la impozit, era până într-un 5%, dacă nu mă înșel, și aveau să iasă discuții în sat, că ce l-a scutit pe mânicuță, că e voluntar, pe mine nu și așa mai departe. Și am căutat în lege și am considerat că e bună o asigurare de viață pentru ei, pentru familia lor, decât ăla la impozit care era mai nimic, practic, nu era, nu cunoștea cine știe ce. Și sunt asigurați. Dacă între dumneavoastră mă știți băieți buni ca și băieți tineri, practic mi-aș dori să fie băieți până în 40 de ani, buni de intervenții și care pot să facă parte în acest echipaj, că e posibil să mai schimbăm de ei, că unii dintre ei au depășit 60 de ani. Vârsta 60 de ani. Eu care am făcut armatura asta. Așa? Lista e la unde. Sunt, în general, s-a luat de la primărie lucrători, s-a luat la școală lucrători în spețul bărbați, și din comună care a făcut continuitate și din comună care a făcut armata la pompieri. Eu am brevet. Da? Care a făcut armata la pompieri, au fost selectate, o selecție. Nu prea au intervenit ei și erau nemulțumiți, fiindcă făceau acest voluntariat chiar fără nimic, dar v-am zis, începând de acum 2 ani, am făcut asigurare. O asigurare care eu plătim anual, și zic că e un lucru bun pentru ei și până la urmă mai facem și noi, când învățați, în general, românii, îți facem numai contra cost. Iar în afară se face voluntariat, foarte mult se face. Se face și în sănătate, voluntariat se face peste tot. Noi nu prea suntem obișnuiți, poate și datorită nivelul de trai care îl avem și datorită ne ajungem. Asigurarea asta e numai la intervenții, nu și în timpul liber, nu? La intervenții. Păi el dacă duce batenul cu timpul liber și cade din muncă, e problema lui. Doamne, aveți un raport de avizare, vă rog. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Caș și județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea Administrației Publice Locale, nr. 915/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Următorul proiect pe ordinea de zi este privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 54/21/10/2014, privind solicitarea către Guvernul României a trecerii unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Apelor Române în administrarea Consiliului Local al Comunei Caș de Bacău. Hotărăște. Se solicită Guvernul României trecerea unui imobil de 1132 m2 pe față de teren aflat în domeniul public al statului și din administrarea Apelor Române în administrarea Consiliului Local al Comunei Caș, județul Bacău, având date de identificare prevăzută în anexa la prezenta hotărâre pentru investiția construirii pod autotrafic ușor și peatonal peste părul Caș în punctul Nălcoc, stadion, Cod Briceaș, sat Caș, Comuna Caș, județul Bacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei Caș și prefectul județul Bacău, Consiliul Județean, pentru a face demersurile necesare pentru Guvernul României. Pentru construirea oricărui pod, poteț, peste un pârâu sau râu cadastrat, ceea ce înseamnă că el aparține, acel teren aparține statului, la administrația românei, trebuie să-l pus în administrarea lor și să-l pus în administrarea celui care construiește obiectivul. Noi lucrul ăsta l-am făcut la controlierea, doamna secretar, nu? De când a început proiectul, am făcut, dar în s-a dat respingerii tocmai la trecut. Deci s-a dat undeva până la Consiliul Județean, pentru un sertar, dosarul, s-a văzut acum, ne-a trimis că suprafața se pără lor prea mare. Și noi acum am redus suprafața care era la 1132 m2, umbra podului, ce înseamnă asta un pic platforma podului și platforma podului, polerii și strâng la mod și în aval și cu un mal și pe altul, că de 50 de metri liniar vom să facem gabioane pentru protecția polerilor. Asta e suprafața teren care vom face de noi, iar dosar către ei se trimite la guvern să ne emit hotărâri de guvern. Asta e. Unii muncesc și trebuie să te rogi la alții ca să îți dea voie. Când ei nu fac, dar astea sunt legile, trebuie să le respectăm, să ne supunem. Doamna vice. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 54/21/10/2014 privind solicitarea către Guvernul României a trecerii unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Apelelor Române în administrarea Consiliului Local al Comunei Caș, județul Bacău, Consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Următorul proiect de ordine de zi este privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNG pentru obținerea avansului la investiția modernizarea drumului de interes local în comuna Cajude sub Bacău. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru avansul de 40%, respectiv 1.780.926 lei 57 bani, de valoarea eligibilă la contractul numărul C0720RN00011610400008 din 9/6/2017. Vă dați seama ce contracte sunt aici, ce nume erau. În valoare totală de 4.452.314 lei 17 bani, adică 980.902 euro, și actului adițional numărul 1 din 31/7/2017, aferent investiție modernizare drumului de interes local în comuna Cajude-Sub Bacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Cajude-Sub Bacău, compartimentul tehnic, compartiment buget, contabilitate, venituri și achiziții publice și prefectul județului Bacău. Atunci, o fi ajunați că dă-și cu virgulă 17. Deci, aia 17 bănuți, când vine un control, te întreabă și pe aia. Unde sunt și cu unii s-au cheltuit. Da, raport de avizare. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM pentru obținerea avansului la investiția în modernizare drumuri de interes local în Comuna Caș și Județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim frumos. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiții pentru modernizarea drumurilor de interes local în Comuna Cajude-Sub Bacău, în suma de 5.859.912 lei 53 bani, din care valoarea legibilă de 4.452.314 lei 17 bani și neeligibil 1.407.958 de lei 37 bani, fără TVA, conform contractului de finanțare numărul vi l-am zis mai înainte, din 9/6/2017 și actul adițional numărul 1.31/7/2017. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă valoarea de investiție pentru modernizarea drumului de interes local în Comuna Cajude-Sub Bacău în suma de 5.859.912 lei 53 bani, din care valoarea eligibilă de 4.452.314 lei 17 bani și neeligibil 1.407.598,37 bani, fără TVA, conform contractul de finanțare numărul din 9/6/2017 și actul adițional numărul 1.31.07.2017. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica în prezenta hotărâre primarul Comunei Cajude de sub Bacău, compartimentului tehnic, compartimentul buget, contabilitate, venituri și prefectului județului Bacău. Da. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiții pentru modernizare drumuri de interes local în Comuna Cașin, în județul Bacău, în suma de 5.859.912,53 lei, din care valoare eligibilă 4.452.314,17 lei și neeligibil 1.407.598,37 lei, fără TVA, conform contractului de finanțare numărul C072031N00116104000008 din 9/6/2017 și a actului adițional numărul 1 din 31/7/2017, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Să știți că la acest proiect suntem la faza, am terminat până pe 22 septembrie, sperăm să încheiem contractul de proiectare, ca până pe 9 decembrie să avem și achiziția la execuție terminată, că asta este termenul. Suntem vă spun sincer, suntem la al treilea proiect european, asta e al treilea proiect european, dar s-a modificat legislația, de ce în ce ne-am îngreunat, nu o să ne facă mai ușoară, ne-am îngreunat, în sensul că licitații, de 40 de zile licitația, s-a făcut 80 de zile licitații, deci 30 de zile licitații, nu a încheiat contractul cu 9 iunie, cu ei de finanțare, și ne-a dat termen de încheiere a celor două licitații, proiecte în execuție și 6 luni. Exact până 9 decembrie. Deci e iulie, e absurd. Plus că la, tot la ei durează avizări. Fiecare proiect nu face, duci la avizat. După ce l-ai avizat, închei contractul. După ce am terminat proiectul de PTA-ul, trebuie să ducem la avizat la ei. Păi nu putem să-l scoatem la licitație, la Guvernul României, la Prefectura Bacău, deci nu luăm avans. Păi tocmai de aia, că noi ne-am chinuit cu avansul, toate hârtirile astea și au stat la avizare la ei, nici acum nu mi-a ieșit o avizare. Și mâine trebuie să mă duc la Iași să iau hârtia de la ei, când mi-au trimis-o, să depun la FNG tot dosarul cu autoria păsă locală dumneavoastră, aprobată de astăzi, să depun pentru deblocarea avansului. Deci, ne lovim unul de altul, legislația este scurcoasă. Vă spun sincer că mulți primari de aia, credeți în țara dumneavoastră, nu aplicează fonduri europene. Datorită acestui fapt. Și rata de absorție este foarte mic. Este foarte mic tot din cauza asta. Ortii peste ortii, în afară de ortii, numai că nu se le dă termeni, spune termeni scurti, termeni scurti, ca e timpul legal. Eu chiar am făcut o scrisoare de intenție prefectului județul Bacău, mi-a ținut și așa a spus tot ce v-a spus dumneavoastră mai detaliat. De ce suntem cu sistemul împiedicat? Deci fără tentă sau lăutare de către nimeni. Că și cei de la AFIR, respectiv niște legi și ei la rândul lor, cei ori fiecare au și eu închid, dar este primul. E ceea ce cu noi, eu sper, v-am spus, am avut niște emoții din asta și chiar că m-au prăjat și consultat, domnule, vom termina. Indiferent cu AFIR până 9 decembrie, vom fi gata. Însă am făcut niște anunțuri mai înainte, ca să scadă vreo 15 zile, adică am găsit niște legi, niște portiții, de tipul ca să putem să scurtăm timp. Lumea noi au fost ridicați în martie și a semnat contractul de finanțare până 9 iunie. Vă dați seama că dacă semnam în aprilie, până la sfârșitul anului făceam, poate începea și execuția până în octombrie, dacă era timpul bun. Dar acum se ajută Dumnezeu să terminăm tot ce vor ei și ca în primăvară, când va da căldura, să începem execuția, să avem primul contractat și tot ce trebuie. Asta este, știți că nu e așa de simplu, de ușor, când lucrez cu banii europeni. Asta e un proiect mare, până acum noi avem două proiecte mai mici, ăsta e mare, avem 50 ceva de miliarde în bani vechi. Deci nu-i de aici polo. Să fiți mândri că sunteți consilieri și aprobați astfel de proiecte. Eu sper să mai prindem un lucru așa de mare. Și la sfârșitul mandatului să vă lăudați constatul. Am adus 80 miliarde în comună, am aprobat. Că fără aprobarea dumneavoastră poate să zic orice primar care vine aici, indiferent că sunt eu acum și va veni altul în viitor sau voi mai fi eu, nu poate să facă nimic fără consilieri. Deci e clar, povestea adus. Dacă Consiliul Local nu aprobă, rămâi acolo la stadiul de inițiativă, rămâi la stadiul de ce vrei tu ca primar. Așa să nu mai laud un primar, că face un obiectiv, să poate cumpări, băi, este mergul. Da, am lui, primul că el inițiază, aleargă cel mai mult, că el stă ăla care îi creează, dar așa Consiliul Local care aprobă investiția respectivă. Bine, mi știți, în rea voință consilierii sau dacă nu știu, găsiți motive și nu te aprobă. Și atunci rămâi la stadiul de... Da. Am un consilier cea mai impusă lângă noi, care tot timpul când s-a făcut ceva, zic, domnule, s-a apropiat să vadă ce făcut, ce bun făcut. Și asta e un lucru mare, să știți că e adevărat. Indiferent de culoare politică care avem noi, indiferent dacă inițiativa să facă lucrul ăla, că va rămâne făcut. Nu contează. Că nimeni nu e cu bani de acasă ca să facă ceva. Așa că va rămâne făcut. Următorul proiect, privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2017. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă acordarea unei sume de bani cu cuantum de 300 de lei net cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2017, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei ca și în compartiment cu bugetul contabilitate venitul și prefectul județul Bacău în termen de 10 zile de la adoptare. Deci fiecare an știți că câțiva ani încoace care sunteți mai vechi, inițiem această hotărâre Consiliul Local. Acești bani i-am prins la începutul anului în buget. Și am avut o obișnuință să-i dăm, să-i premiem 1 octombrie, când e ziua persoanei mondială a persoanei vârstnice. Este ziua persoanei vârstnice, se face un cazul festiv în Căminul Cultural. După acum, care dumneavoastră care vreți să veniți, veți veni atunci, dar pe 1 octombrie, nu contează ce zi vacate, că e sâmbătă, că e duminică, că e luni. Așa, atunci se face această premiere a lor. Familiile care împlinesc anul 30 de ani de la căsnicie sunt grădinarul Gheorghe și Cusiuc Maria. Este neaghiță grădinarul din Cotul Vlașca. 2. Cenac Ștefan și Năbău Maria. Nenea Fani Cenac de Vali de aici, lângă Cot. Albu Constantin și Câșfan Maria. Nenea Costica Albu, tati Maria. Bala și Ion și Valeanu Ana. Lea Ion Balaș, Coma Constantin și Cudulachi Silvia, avem și la Voița, deci Cudulachi Silvia, Coma Constantin. Ne-a costit Coma de la podul la Lăguța, cunați undeva sau cei vor. Așa, Soroiu Neculai și Ghețu Ioana, Nea Neculai Soroiu din Potuvlașca. Care știu eu la Lăguța. Așa sunt puțini familii, sunt 6 familii. Atâtea s-au constituit în 67. Da. Raport de avizare, Comisia pentru Programe... Mai mult, dar aici nu mai sunt. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind acordarea unei sume de bani în cuantum de 300 de lei net cuplului care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2017, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în formă prezentată. Deci suma de 300 net este suma în afară de impozit. Suma este mai mare. Este oprinsă CAC-ul, tot ce se oprește la stat, unii chestii care ia mână. Acea sumă am aprobat-o și anul trecut și cu dragă inimă mărim, dar când au zis cei de anul trecut că ăștia au luat anul ăsta 400 și au 300, vă spun că nu-i dă, nu-i ca de bine și nici chiar mici. Ca să mă întâlnesc cu un bătrân, nu primar, dar ăștia au fost noi cu moța anul ăsta, au luat 400 și noi 300. Adică cum credeți dumneavoastră, dar eu zic că n-ar fi poie față de numai așa. Să mă întreb ce zic. Am uitat și... Da. Nu aveți ceva de completat? Nu, atât. Întrucât am trecut pe ordinea de zi toate proiectele de hotărâre, vă rog să vă înscrieți la raport. Cu cine începem? Domnul Zbăcea. În primul rând, aș transmite felicitările pentru organizarea sărbătorii Zilele Cașului. Foarte frumos, toată lumea încântată de ceea ce s-a întâmplat în comuna noastră. În al doilea rând, sunt de acord cu toate hotărârile de proiect pe care le-a inițiat domnul primar și în al treilea rând aș vrea să fac un anunț. Pe data de 13 august am avut întâlnirea de 50 de ani de la terminarea clasei a 8-a, la care a participat și domnul profesor Comăneci, singurul care, de fapt, dintre noi. Și la sfârșit a luat cuvântul și mi-a zis să transmit domnilor consilieri că renunță la titlul de cetățean de onoare, pentru că a aflat că se tergiversează și el a dat un exemplu pe care nu-l știam, că acum vreo 2 ani, când a fost Telo Tudose propus pentru titlul de cetățean de onoare, a venit în ședință, a ridicat mâna, a propus și consilierii pe loc au aprobat acea propunere. Și când a auzit că dânsul se tot... Dar a spus cine a... Nu știu, așa... Nu, așa mi-a zis, eu așa am transmis, a zis că renunță, deci eu renunț la propunerea pe care o făcusem pentru domnul primar. Și una mică, domnul primar, dacă se poate, cu domnul prietenul meu, Costică Brânză, ca director sportiv, să nu mai ajungem la 10:30 să fie terenul, să-l putem noi, jucătorii. El s-a plâns că n-are cine, ce, cum, dar să fie terenul. Da. Da. Atât. Atât. O să răspund. La ședința, atunci a fost prezent, eram primarul, era să una și mare, prezentul și domnul Vărceanu, deci a venit cu o propunere, nu poate nici dumneavoastră. Atât. Și nu se votează cu loc în ședință. Pentru a face ceva cetățean de onoare sau a acorda, să la curând, trebuie să facem proiect de hotărâre. Un proiect de hotărâre, îi spunem motivii care stă în picioare, așa, să veniți inițiază... Nu, dânsul probabil că așa are ținut. Nu, nu există așa ceva. Dar nu asta vrea să spune, domnul... Dânsul a făcut o propunere că... Propunere sau până la urmă s-a dus la îndeplinire și la următoarea ședință a fost domnul Curelea în ședință, când la tocmai pe domnul Tudose facem cetățean domnul Comunici. Așa, și atunci domnul Comunici l-a atacat cu domnul Curelea. Și le-ai spus ce în fine, a fost. Da, da. Să nu mai insistăm că nu. Știu că inconvenientul privind duminică la terenul la Curița, Roșu Constantin mi-a cerut concediu. A avut o situație mai delicată, mama lui și-a rupt piciorul, mama 20 de ani. Și-a rupt piciorul, are un copil mic de un an și ceva și a fost mai mult nevoie să iei până în jurul casei, era tot mai exact. Nu se va mai întâmpla. Vă anunț și sper că peste... nu e anușat de lucru. Peste... nu sâmbătă, dar cealaltă, jucăm la cașă. Vor juca la cașă, atunci nu va mai avea probleme. Deci măcuri la cașă va juca la cașă, la Coița vor juca ei și atunci terenul și-a revenit chiar foarte bine, după cum a fost el afectat. Suntem mulțumiți că de cât și sperăm să refacă în continuare. Da. La asta, nu, da. Mai aveați ceva de completat, domnul? Nu. Mulțumim tare mult. Cine mai dorește să ia cuvântul? Referitor la proiectele de hotărâre. Dacă nu mai dorește nimeni, haideți să supunem Vărceanu. Să luăm punctele la rând puțin. Vă zic că alegerea președintelui, domnul Roșu, prezită 3 luni de zile, conduceți activitatea de desfășurare în bune condiții a ședinței. Rectificarea bugetului e un lucru bun. Mi-au venit niște bani care poate îi așteptam de mult. Și nici acum nu suntem siguri dacă i-a primit. Nu, vor veni. Vor veni. Așa. Organizarea serviciului voluntar. Eu nu vreau să fac nici o speculație, dar vom ajunge la fel ca ce s-a desfințat cândva, să revenim la el. E un lucru bun. Și în special pentru cei care au făcut armata la pompieri, ei știu ce au de făcut și dacă reușim acest lucru să fie o continuitate de nota 10 pentru comun. Doamne ferește, să nu avem nevoie. Dar, în cazul în care aceștia care au făcut la pompieri armata, îi pot instrui și pe cei care n-au făcut și doresc acest lucru. Proiectul de hotărâre privind modernizarea drumurilor, la fel, să dea Dumnezeu să le ușim, să vină banii. Cu aprobarea respectivă, acordarea banilor pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani, felicitări, să le dea Dumnezeu sănătate, să facă și pentru spunem 100 de ani, dar e greu. Da? Cam atât. Din tot ce s-a spus, nu aș vrea să spun decât un singur lucru. Nu cunosc amănunte, dar vreau să vă spun un singur lucru, că în carierele militare există o cutumă privind cimitirile eroilor. Regret că s-au strâns crucile de acolo. Trebuia să rămână măcar una. Pentru că acolo s-a depus o slujbă, s-a cântat un imn al României și a fost sfințit acel loc ca cimitir al eroilor. Nu îi incomoda cu nimic dacă rămânea o singură cruce. Dar l-am auzit voci și vociferează lumea că e un lucru urât dacă nu se pune măcar o singură cruce, ca și cum ar fi probabil un copac, dacă cel care îi are proprietate nu dorește să lasă așa ceva. Dar mă iertați, părintele, dacă rămâne acea porțiune, ca și cimitir se spune, dacă rămâne, am putea planta mestecini, 100 de mestecini și rămâne ca un... Acolo nu sunt o seminte. Fără o seminte nu se face cimitir. Deci fără o seminte nu se face cimitir, ca să știți. Roșemente nu se face cimitir, să știți. Eu vreau să vă mai spun ceva. Vă spun deschis ca să nu zică cineva că, dar asta în sprijinul Consiliului și a Primăriei Cașina, ca să elucidați problema respectivă, este bine să faceți către Ministerul Apărării Naționale, Direcția Cimitire și fondurile respective, să vă comunice exact locul respectiv, când a fost trecut în proprietatea statului, s-au luat, s-au netrecut și a rămas că a fost loc al cimitirului, așa, și să ajungeți la o înțelegere cu cel care este proprietar, să rămână bine. Că e păcat de cei care au căzut, nu știu dacă cineva a citit cartea, eu am acasă, am spus pentru prima dată lucrul ăsta, în Valea Uituzului și aici, în Valea Cașului, au murit 30.000 de oameni care sunt trecuți în carte privind istoria și comunelor Cașin și Mănăstirea Cașin și e păcat ca să nu existe măcar acest... Mă dați seama că nu a fost... Cu voia dumneavoastră. Voia mea sau a doamnei Ștemar sau a primăriei sau a Consiliului Local să ridicăm acele contracte. De bun augur poate să ajungem la o înțelegere. O muncă voluntară, cu ajutorul băieților de la Silvic, cu ajutorul băieților de la primărie, a fost, s-a dividat, s-a tăiat, s-a făcut, s-au plantat acolo, s-a muncit, a fost acordul proprietarului nescris de AFIR. Cred că a fost un acord dat în ideea că vom cumpăra acel teren noi, primăria de la el și vom face acolo un cimitir. Rămâne și asta în discuții, dacă dă Dumnezeu. Urgeți la află în spatele primăriei, toate intacte, deci nu s-a tăiat una, nu s-a stricat una, ca așa am dat ordine, se păstrează toate. Până la, să vedem ce vom face la anul, dacă ne vom înțelege cu acest om. Omul, practic, m-a sumat telefonic, nu mă dau numele cine e proprietarul, și de aici nu vreau să le fac public să filmează cine e proprietarul. M-a sumat să le ridic acolo dacă nu este urât. Atunci am fost nevoit să le ridic, altfel putea să iasă altceva, o reclamație prin altă parte, știu eu, presă sau vedea și ieșea mai urât decât ne așteptam noi. Acolo, într-adevăr, au fost înmormântați cei care au căzut Valea Curiții, la Sticlărie și Burzii și în jur la vreo 3.600, aproximativ 3.600, poate și mai mult sau mai puțin, dar cu ranță cred că mai mulți. A fost desumați în anul 1920 de către părintele Ardeleanu, nu la voința părintele Ardeleanu, tot la ordinul autorităților locale și centrale de atunci, a fost desumați și duși acum înțeapă în monumentul la primăria Nouă Zmânești. Acolo a fost duși, în 3 cani cu boi. Dacă zic unii că nu sunt toți acolo, să pună 3.600 de oameni, de schelete, să le pună în 3 căluți. Vă spun că în 3 cani, dacă îi pui mai crane, le umpli. 3.600 de crani se pui. Dar dați 3.600 de schelete și mai ales ei murind în anul 1917, cât aveau în anul 20? Aveau 4 ani de când muriți. Practic, nici nu erau... Da, oasele albe, nu se zic așa. Așa că să nu le facem vorbire, că nu există. Cu siguranță există nu puțini, ci foarte multe oseminte acolo. Eu am fost martor la osemintele care au fost acolo pe timpul perioadei comuniste, să arată acolo CAP-ul arat, arat cu niște tractoare mari, într-aia rusești, țin minte că era plugul foarte dâng, de 60 cm, și când a arat sub platou, a scos oasele la ea. Deci erau oasele... E ca punct istoric, la urma urmei. Așa că și un os, dacă e în pământul ăla, un os, dacă este, merge de elogia, fiindcă acolo a fost învărbătați pentru prima dată cei care au murit cu Valea Curiții în 1916 și 1917. Da, cam asta e. Da, mulțumim, domnul primar. Mai doresc și cineva să ia cuvântul? Dacă nu, haideți să supunem la vot proiectele de hotărâre. Un minut, vă rog. S-a propus un minut. Da. Deci supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 1 al votinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 4 al ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 5 al ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre de la punctul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Și punctul suplimentar de la proiectul de la punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă este cineva? Se abține cineva? Mulțumim tare mult!